Încă o demisie din guvern, viceministrul de externe Iulian Groza părăsește instituția și se alătură proiectului politic al lui Iurie Leancă. Experții cred că în cel mai scurt timp și alte nume grele din politica moldovenească îi se vor alătura fostului premier. La nici două zile de la anunțul fostului viceministru de la externe Valeriu Chiveri, un alt coleg de-al său, Iulian Groza, scrie că se retrage din funcția de viceministru al afacerilor externe și integrării europene. Diplomatul susține că acum Republica Moldova are nevoie de o nouă șansă pentru a realiza până la capăt obiectivul de modernizare europeană a țării și într-un final să fie parte a Uniunii Europene. Acest deziderat poate fi realizat doar în cadrul proiectului politic al fostului premier Iurie Leancă, susține Groza. Din echipa inițială a ministrului German a mai rămas în funcție doar Tudor Ulianovski. Poate mai țineți minte, acum câteva luni mai vorbeam despre depunerea cererii de aderare, despre îndeplinirea multor angajamente. Acum nu știu dacă cineva mai vorbește în termeni reali despre acest lucru. Deci ceea ce a făcut domnul Groza, pasul pe care îl salut și mulțumesc pentru decizia de a se alătura echipei pe care acum o creăm, este pe de-o parte expresă înțelegerea acestei situații complicate și foarte complicate în care s-a pomenit Republica Moldova. Unii experți remarcă faptul că alături de Leancă vin oameni din rândul diplomației, ceea ce îi aduce acestuia un plus de imagine, atât în plan intern cât și extern. Prin acești oameni care au pornit lucruri de integrare europeană, probabil se va asigura o continuitate a acestui proiect, a acestei direcții pro-europene a Republicii Moldova. Probabil Leancă va fi urmat de unii, poate chiar de mulți ambasadori. Deci eu cred că noi încă vom mai auzi nume cu răsunet care se vor alătura acestui proiect. Și dacă migrațiile vor continua, analiștii consideră că Partidul Liberal Democrat din Moldova va avea de pierdut. Ce să faci? Cum să stopezi oamenii? După ce ai dat, ca să zic așa, pe apa sâmbitei munca lor de ani de zile. Și lucrul acesta îl dovedește și îl demonstrează intenția lor de a schimba data alegerilor locale. De a deplasa nu știm pentru cât timp, azi, pe LDM-ul și pe DEU. Îmi pare rău, dar nu vor fi votați așa cum s-ar fi așteptat și cum și-ar fi dorit. Potrivit legislației, propunerile pentru funcțiile vacante de viceministri sunt făcute de ministrul Integrării Europene, Natalia German.